Dragii mei peștișori, mă bucur să ne revedem și la această oră târzie. Este o oră târzie, știu, dar am vrut să fac etalări generale pentru toate semnele zodiacale. O să vorbim în primul rând despre ceea ce este cel mai important ca voi să știți pentru luna noiembrie. Este o etalare extinsă pentru luna noiembrie, pentru fiecare zodie în parte. O să avem câteva mesajele surpriză, o să avem atenție la ceea ce nu ar trebui să ne scape din vedere în luna noiembrie, mesaje cu ajutorul Arhanghelului Metatron, geometria sacră, o să insistăm puțin și pe planul amoros, relații intime, despre sănătate acolo unde este cazul și vom avea și mesaje din partea divinității și mesaje surpriză pe care călăuză pe care eu le-am ales pentru dumneavoastră, le-am captat cu ajutorul intuiției mele pentru voi. Acum o să începem cu acest mesaj călăuză. Ce mesaj se extrage din acest bol, atunci de acolo o să începem citirea în această seară pentru peștișori. Haideți să vedem, este nevoie urgent să vă protejați de ceva, de cineva, din punct de vedere al relațiilor intime. Acesta este mesajul, vi-l ofer ca atare. Haideți să vedem ce putem să aflăm că este important în afară de faptul că trebuie să vă protejați. Asta înseamnă că s-ar putea să impuneți niște limite, s-ar putea să nu mai lăsați să dați voie persoanelor care vin cu propriile drame în viața dumneavoastră, să lăsați negativitatea să intre în viața dumneavoastră, să vă construiți bariere împotriva tuturor persoanelor care nu vă iubesc, care vă bârfesc, să vă protejați de negativitate, cum spuneam. Să renunțați la tot ceea ce nu vă mai priește, pentru că, așa cum spuneam și la celelalte semne zodiacale, luna noiembrie este o lună în care este chiar indicat să faceți meditații, rugăciuni, sesiuni de purificare, de curățare. La fel vă spun și vouă ca și celorlalte semne zodiacale că este un moment propice, luna noiembrie, să faceți curat și să vă eliberați de absolut tot ceea ce nu vă mai, tot ceea ce este vechi, chiar și în dulapuri, chiar și la birou, chiar și acasă. Poate să tămâiați în casă, să faceți o slujbă cu ajutorul unui preot. Faceți tot ceea ce credeți că este bine pentru purificare și pentru a aduce un aer fresh în spațiul și în viața dumneavoastră. Dragii mei peștișori, la voi să știți că lucrurile se îmbunătățesc odată cu o situație dificilă care se încheie. Posibil să faceți o călătorie pentru rezolvarea acestei situații sau cineva vine dintr-o călătorie. În orice caz, eu văd că vă suiți deja într-o altă barcă. Posibil să lăsați în urmă trecutul, să vă luați jucăriile și să procedeți într-o nouă etapă a vieții dumneavoastră, mai ales dacă aveți, eu știu, conflicte sau relații cu persoane din zodia Gemeni, Balanță, Vărsător, Taur, de ce nu Scorpion, poate pe aici, pe acolo și Rac. Este o decizie pe care o luați, aceea de a renunța la tot, la trecut, la atașamente. Poate că există peștișori care renunță la atașamente, dar renunțând la atașamente materiale, să știți că puteți să treceți cu brio prin această situație. Faceți față cu brio unei situații care tot avea așa tendința de a se prelungi până la nesfârșit. Din punct de vedere al justiției, s-ar putea să ajungeți la un termen final, deci după mai multe înfățișări, să ajungeți totuși la o finalitate. Se finalizează un job, începeți altul, printr-o plecare, posibil să faceți chiar o mutare într-o casă, în altă casă, într-o casă nouă, să vă mutați de la oraș la țară, acolo unde este liniște, să îmbrățișați această schimbare chiar dacă sunteți la mijlocul vieții. Asta vă îmbunătățește, să știți, viața, calitatea vieții crește prin faptul că renunțați la tot ceea ce este vechi, nu vă mai priește și primiți cu bunăvoință ceva cu totul și cu totul nou. O călătorie, asta spuneam. S-ar putea să renunțați și la persoane sau să renunțați la, vă mai gândi la o persoană care nu v-a valorizat, care
nu a făcut nimic în a veni către voi, deși a avut tot timpul din lume. Și de ce vă spun acest lucru? Pentru că voi știți foarte clar că undeva acolo, în lumea asta largă, este cineva care vă așteaptă. Aveți încredere, aveți optimism că există și pentru voi o relație de adevăratele, o relație cu o persoană care vă iubește și care vă stimează și care vă va aprecia la justa valoare, deși acum poate vi se pare ușor îndepărtată această idee. Nu, ea este, o manifestat și sunt șanse foarte mari să se concretizeze, pentru că, și asta cred că e o veste bună, cineva vă așteaptă, chiar dacă nu o cunoașteți, că pe baza legii atracției universale, cineva vă așteaptă și aș putea să vă spun timid că în momentul de față caută pe rețele de socializare. Nu știu dacă caută ceva clar, dacă ar vrea o relație, dar pur și simplu răsfoiește profile și va da peste profilul vostru. Cum spuneam, s-ar putea să schimbați cariera, să vă mutați, exact cum am spus, dintr-un oraș în altul, dintr-un loc în altul, sau să începeți o viață cu totul și cu totul nouă, departe de tot ce ați trăit până acum. Faceți ceea ce credeți că este important pentru voi, ceea ce vă face plăcere, pentru că în luna noiembrie sunt începuturi magice pentru peștișori. Persoane cu părul castaniu închis, ochii închiși la culoare, sau persoane cărunte cu ochii închiși la culoare, grizonate, grizonați, un 8, 6 și 8, 68, 48, 6 și 8 separat, dacă vă spun ceva aceste numere. Cineva vă urmărește, exact ce am spus, cineva vă urmărește de la distanță, dar v-am zis, cel puțin în momentul de față, este o persoană care nici nu vrea să intre în viața dumneavoastră să vă sperie, nu prea știe ce este cu voi, nu vă știe situația particulară, dar devine din ce în ce mai interesat sau din ce în ce mai interesată. Și de ce vă spun acest lucru? Din nou 8 aveți, sau poate că din luna 8 acestui an vă tot urmărește. Este o persoană care în scurtă vreme vă va adora sau vă adoră, i-a scăzut cu tronc. Mai mult decât atât, există acest nou început pentru că este această persoană care vă întinde o mână, o mână sau face primul pas către voi. S-ar putea să conducă către voi, adică să fie condusă către voi. S-ar putea să se suie într-o mașină, să vină să vă cunoască și personal. Este o persoană care cu siguranță vă va proteja, pentru că aici se simte nevoia de a îndepărta din jurul dumneavoastră toate potențialele persoane care nu vă apreciază. Eu zic că ființa asta o să vă suie așa pe un piedestal. S-ar putea să aibă legătură cu partea aceasta agricolă, sau să stea în mediul rural, să-i placă, eu știu, să crească vie, să facă, mă rog, să aibă viță de vie, să îi placă să planteze, să facă o pasiune din partea aceasta a agriculturii, sau să lucreze în producție, să producă ceva sau chiar să producă ceva. Acesta este doar un mesaj particular, cu care rezonați sau nu. Vărsător, săgetător, balanță, fecioară, gemeni. Un mesaj cu ajutorul minunatului arhanghel Metatron. Catinca văd aici, Cati, Catinca, Cătălin, cu cât, Cati. După ce v-ați învârtit în cerc destul de multă vreme, cu siguranță vă veți găsi calea, vă veți găsi nordul, veți găsi busola sufletului în persoana aceasta, în persoana de care v-am vorbit, o persoană, eu zic, cu
totul și cu totul nouă, care apare ca o bohare, lăsând totul, călcând totul în picioare, pentru că veți recunoaște sufletul perechi. Până acum nu ați întâlnit sufletul perechi, indiferent despre ce persoană vă gândiți sau la care persoană ați lăsat-o în urmă. Este vorba despre capătul unui drum lung pe care îl străbateți, v-ați învârtit în cerc, ați plecat, v-ați întors, până la urmă această ființă va aduce lumină, pace și iubire și vă va scoate la liman, dacă nu mai știți încotro să vă îndreptați. La capătul acestui drum este acest suflet pereche pe care îl recunoaște sau vă recunoaște această persoană ca sufletul pereche, pentru că vă veți găsi esența sufletului vostru. Eu zic că a sosit momentul să vă opriți din acest, cum să vă spun, acest iureș, că în unele cazuri unii pești s-ar putea să caute foarte tare, să nu lase lucrurile să se întâmple în mod natural, să forțeze un pic lucrurile și să caute, să vadă care este, cum este. Nu, totul se va petrece absolut în momentul potrivit, nici nu o să știți că se termină acest lung drum. Este momentul să luați o pauză, să reflectați la acest învârtit în loc. Încercați să creați o stare de bine, voi să eliminați gândurile de prisos, gândurile nefaste și cel mai bine în această perioadă, până apare această persoană, să vă faceți o listă cu obiective și să vă ocupați de aceste obiective decât să urmăriți, să stocăriți, să supravegheați, pentru că nu sunteți pregătiți, pregătite acum să... Cum să vă zic, în momentul ăsta să începeți un nou capitol al vieții. Mai așteptați puțin, pentru că nu trebuie să așteptați foarte mult. Probabil că până la finalul lunii ianuarie, deci nu se întâmplă foarte rapid. Poate că este vorba de 6 săptămâni, 8 săptămâni, cum anunțam mai devreme. Este o perioadă de introspecție. Analizați mai mult decât să supravegheați sau să vă duriți mai mult decât este cazul, pentru că lucrurile vor veni la timpul potrivit. Cineva acționează, cineva vă întinde o mână, cineva face primul pas către voi. Nu trebuie să faceți voi niciun pas către nimeni. Dacă ați pornit pe un drum, vă așteaptă o nouă viață. Dar nu vă aruncați, nu grăbiți, de fapt asta, despre asta este vorba, nu grăbiți lucrurile, nu forțați lucrurile. Pentru că dacă sunteți în momentul ăsta de izolare, de singurătate, este o singurătate benefică acum. Pentru că, așa cum spune și în cărțile de psihologie, după ce ieșim dintr-o relație, măcar 6 luni să stăm potoliți, să nu ne aruncăm în altă relație, să avem un timp de introspecție, să ne dăm seama ce, cum, ce vrem, să ne facem o listă de obiective, după care să ne relaxăm. În spațiul tău, dragă peșteșorile, de solitudine și de tăcere, atunci devii lucid, devii lucidă, inspirat, inspirată, fericit și fericită. Pentru că întâi trebuie să rezolvi problema cu tine, să devii tu împăcat, împăcată cu tine. Această carte ne spune că cineva este acolo și vine și va veni, dar nu forța lucrurile. Întâi fii tu bine cu tine. Întâi fă pace cu tine, rezolvă-ți tu problemele tale, pentru că acea persoană revine. Parcă este o etalare pe care mi-o fac singură, nu știu de ce. Probabil că și eu am trecut la un moment dat prin această fază. Că atunci când am grăbit lucrurile, nu s-a întâmplat nimic. Din contră. Momentul în care m-am relaxat, am făcut pace cu mine, am fost zen, am muncit, am studiat, în sfârșit a apărut fericirea când mă așteptam mai puțin. Dar nu este vorba de mine, bineînțeles, este vorba de dumneavoastră. Geometria sacră ne spune că pentru pești în luna noiembrie urmează ce urmează. Pentru pești urmează să fiți în centrul atenției voi. În orice caz, acum voi sunteți cumva în centrul unei probleme care vă, cum să vă spun, vă amețește pe toate părțile. Nu mai sunteți în momentul de față foarte ok cu voi, nu sunteți destul de inspirat sau inspirată. De asta aveți nevoie de acest moment de solitudine, să faceți pace cu voi, să fiți siguri,
pe ceea ce vă doriți, să treceți de acest iureș, de această tornadă de emoții, mai ales dacă v-ați despărțit sau aveți de gând să o faceți cât de curând. Protejați-vă, pentru că lucrurile nespuse duc la boli spirituale, disfuncționalități medicale, atenție cu pietre la fiere, rinichi, dureri în stânga, dureri în dreapta, splină, acolo unde se acumulează amintiri traumatizante. Aveți și 42 de ani, văd. Aveți nevoie de a face pace, repet, a face pace cu voi. Vedeți că nu degeaba ies aceste mesaje. Este nevoie urgent să te protejezi. N-ar fi rău să faceți și niște analize generale, așa, mas o menos, mai per total, tocmai pentru a descoperi anumite disfuncționalități, mai ales că nu exprimați, sunteți unii dintre voi foarte închiși în voi. Iubirea, dragă iubire, hai să vedem din punct de vedere al iubirii. Multe cărți. Tiroidă. Ficat. Un mesaj un pic mai atipic și pentru și mai rar pentru o anumită categorie de peștișori. Aveți puțină atenție dacă mergeți la sală sau dacă faceți curățenie în casă, dacă faceți mișcări bruște, în sfârșit, la dislocarea umărului sau să nu vă loviți la umăr. Umăr, încheieturi, eu zic că umăr, deci dislocarea umărului, ce șold, umăr. Știți, să nu vă împiedicați, să nu cădeți, să nu... Grăbește-te încet. Din punct de vedere, acum eu și trei, din punct de vedere al iubirii, este vorba despre o separare. Adică se anunță o perioadă departe de perechea dumneavoastră, separare, însă aveți încredere în voi și în faptul că cineva este la orizont și chiar dacă se mai întârzi un pic cu apariția acestei persoane, ea este acolo. Trebuie să aveți încredere în flirtul ulterior și să fiți sigură că aveți sau sigur că aveți o perioadă de vulnerabilitate, adică de îndrăgostire, chiar dacă mai durează. Trebuie să vă reveniți după această separare, altfel nici cealaltă persoană cu care veți fi sau dacă ați avut deja discuții cu această ființă, să știți că nu este foarte, foarte înnebunită să fie într-o relație cu voi dacă voi nu sunteți vindecați de trecut. Pentru că tot timpul se va gândi că vă veți face o comparație între nou și vechi. Din punct de vedere al relațiilor intime, că tot trei cărți au ieșit, poate că ați descoperit o înșelătorie. Și voi ați fost cei care ați întrerupt această situație. Ați aflat, ați citit un mesaj, în fine. S-ar putea ca tocmai această intimitate să vă fi dat bătaie de cap. Concret, urmează o perioadă de happiness, bucurie, o să vă jucați flirt. Aveți soare, aveți cald, veți întâlni această persoană și vă veți bucura unul de celălalt. Deci aveți confirmare, dar haideți să fiți și bine cu voi. Să fiți voi în balanță, să fiți echilibrați. Văd că la voi partea aceasta a iubirii joacă un rol extrem de important. Da, este nevoie să faceți pace cu voi. Această singurătate vă determină să vă echilibrați din punct de vedere emoțional, scoateți acolo scheleții aceia din dulap și încercați așa din când în când să mai reduceți din ei, îi băgați înapoi, iar îi scoateți la aer, iar îi băgați înapoi. Aveți nevoie de această echilibrare, pe cuvântul meu.
Sunt un milion de cărți care spun același lucru. Haideți să vedem, ia uite, s-a și întors, s-au întors, ia să vedem. Mai multe cărți sau numai una? Lucrurile vor veni la voi spontan. Aveți încredere în semnele pe care le primiți, pentru că totul se va schimba miraculos în viața dumneavoastră. Dacă și numai dacă veți intra în acea perioadă de împăcare cu sine, de acceptare a ceea ce s-a întâmplat, pentru că s-ar putea ca această înșelătorie, trădare din trecut să nu vă dea pace, să vă fi șifonat tare de tot. La ce trebuie să fiți atenți, să nu vă scape din vedere, mă rog, țineți cont de un telefon care s-ar putea să grăbească decizia voastră. Însă nu vă aruncați cu capul înainte, sunt anumite semne, dacă n-ați aflat de înșelătorie, nu știu. S-ar putea să aflați un telefon, iar în telefon cineva să vă spună că veți fi înșelat sau sunteți înșelați, înșelate. Dacă nu și deja s-a petrecut evenimentul, încercați să nu forțați, v-am spus, să nu forțați nota, să fiți duri cu voi, să credeți că voi ați fost de vină în niciun caz. Există un moment de vindecare și chiar există două moduri prin care puteți să faceți acest lucru. Meditații, mai ales când aveți o grămadă de chestiuni în minte, întrebări, nu grăbiți acest proces, dați-vă timp, pentru că veți avea, va apărea pentru voi ceva mult mai bine decât ați avut vreodată. Fără doar și poate veți afla de acest suflet pereche în câteva săptămâni. Posibil să primiți un semn spontan, surprinzător, care să vă ducă la a identifica această persoană. Un telefon, un mesaj, un lucru, un număr, o repetiție a unor momente. Aveți încredere. Totul va veni la voi la momentul potrivit. Protejați-vă, scăpați de trecut, meditați, iertați, echilibrați cu voi înșivă pentru a fi pregătiți pentru sufletul vostru pereche. Dragii mei peștișori, eu mă bucur că ne-am revăzut și în această seară. Nu am foarte multe să vă spun din punct de vedere al factorilor material, decât v-am zis, mutări spectaculoase în carieră, mutări în case noi, în relații noi, inițiative noi. Însă, pentru cei care au nevoie de acest mesaj, eu zic să le fie de ajutor până data viitoare, vă pup, vă iubesc, să aveți o lună noiembrie de pomină. Numai bine. Vă pup. Aveți grijă de voi. Protejați-vă. Pa, pa.